Bună ziua! Ne suntem de la Voluntariat în Viață Mărășești într-o căutare o îmbunătățire, a face un documentar, pentru că nu suntem experți, dar încercăm. Prin urmare, am dorit să începem acest scurt interviu cu o simplă întrebare referitor la cine sunteți dumneavoastră și cum vă prezentați. Numele meu este Nausica Mircea. Sunt născută în Mărășești. Nu am locuiesc în Mărășești, dar mă leagă foarte multe amintiri. De profesie sunt jurist și, ca domeniul de activitate, sunt managerul Centrului Cultural Gracia. Referitor la activitate, mai aveți o legătură cu Mărășești și Popuzin? Momentan, ca și activitate, nu mă mai leagă absolut nimic de orașul Mărășești, pe mine cel puțin. În vedere că m-am născut acolo și primii ani în viață i-am petrecut la Mărășești, ca și numeroasele mele vacanțe din copilărie, pentru că erau cele mai frumoase vacanțe pe care le petreceam. Bunicii mei locuiau fix în centrul orașului Mărășești, față în față cu Casa de Cultură. Pentru mine amintirile sunt foarte frumoase, pentru că vedeam multitudine de evenimente culturale, stăteam la gard și priveam lumea cum se plimba. Era altă lume, era în perioada copilăriei mele în orașul Mărășești. Și de asemenea, amintirile cele mai frumoase au o patină de istorie, pentru că străbunicul meu este înmormântat la mausoleul de la Mărășești, este trecut pe criptă, ca și un erou care a luptat pe frontul Primului Război Mondial. Și tocmai de aceea amintirile mele sunt foarte frumoase, din perioada copilăriei legate de orașul Mărășești. Crescând și desfășurându-mi activitatea preponderent la Focșani, m-am rupt un pic de orașul Mărășești, dar m-am reîntors ca și parte de business din partea familiei și am mai interacționat cu mediul oamenilor din Mărășești. De astfel, familia mea, care deține o fabrică de confecție, are preponderent angajați din Mărășești. Chiar dacă fac naveta la Focșani, sunt oameni care muncesc, sunt locuitori ai orașului Mărășești. Presupun tocmai această legătură familială, cum ați specificat cu dumneavoastră, fiind un participant activ la prima conferință mondială. Presupun că aveți în cadrul familiei și niște povestiri sau niște lucruri interesante despre, sau niște reminiscențe a vremurilor de altă dată a Mărășeștiului? Da. Bunicul meu a fost tâmplar și era un tâmplar renumit. Avea un atelier de tâmplărie, lucru care pe vremea regimului comunist era o nebuloasă să-ți dea voie să desfășuri activitate privată, atâta timp cât totul era, și noastră știți cum era regimul comunist. În schimb, avea un atelier foarte frumos în curte și se perindau mulțime de oameni. Eu eram mică și tot timpul curioasă. Probabil partea asta artistică mi-a plăcut întotdeauna și cele mai frumoase amintiri ale mele sunt cele petrecute în atelierul bunicului. Mă urca pe un banc acolo și mă lăsa să sculptez, să bat un cui, și el făcea tot felul de minuni pentru cei care vindeau pe piață. Linguri, tocătoare, pisoaie de usturoi, bumerașe, ca să mai spun că făcea și acele cercevele de geamuri, ramele de geam. Iar ele erau o enciclopedie istorică și îmi spunea cele mai frumoase povești despre trecutul istoric al țării noastre, poezii, îmi cânta. Deci pentru mine lucrurile astea sunt și cum mi-a insuflat el dorința de a cunoaște istoria noastră, n-a reușit să mi-o facă nimeni și avea un mod de a mi-o povesti, încât o făcea într-un mod hazliu și pentru un copil stârnea și mai mult interesul. Sunt cele mai frumoase amintiri din copilăria mea, referitor la partea creativă din atelier, că îmi dădeam și eu cu ciocanul peste degete, dar voiam să fac. Interesant. Dar aici, la aspectul ăsta, mai țineți minte o poveste asta interesantă pe care puteți să o împărtășiți? Cea mai frumoasă povestire pe care eu o știu de la el este că atunci când tatălui a murit pe front și a fost, v-am spus, este mormântat la mausoleul de la Mărășești, Regina Maria a venit la Mărășești și pentru că el era un copil cu chipul rotund și ochii albaștri, un băiat blond așa, l-a luat în brațe și a dăruit-o un cojocel și un ceas de buzunar
doxa din argint, pe care bunicul meu și l-am apucat și eu, a fost funcțional și l-a păstrat cu mare admirație, pentru că era de la regina. E de dreptul, cum spun, foarte frumos și da. Creează o altfel de legătură față de toată istoria. Da, și el a fost un împătimit al valorilor liberale și ceea ce mi-a insuflat și mie, îmi spunea că iubea regele, iubea regina, pentru el legalitatea a fost foarte importantă. Și tocmai de aceea poate și eu am în spiritul meu în natură liberală, pentru că a fost insuflată din, din copilărie. Dar fiind această legătură cu Mărășitul, mai, în zilele noastre acum, înseamnă Mărășitul a reprezentat un vas ceva aparte, adică ce mai reprezintă pentru un raport cu alți oameni Mărășitul? Da. Pentru mine Mărășitul a fost, v-am spus, un loc foarte frumos în care mi-am petrecut niște zile minunate din copilărie. În schimb, pentru mine Mărășitul este o dezamăgire a evoluției, a involuției lui, pentru că trecând anii și văzând câte personalități au trecut pragul liceului de la Mărășești, ce profesori de elită, care apoi au venit și au predat aici în oraș sau au plecat în alte, în alte zone, este trist să vezi cum un oraș, atunci când i s-a distrus industria, s-a terminat definitiv și că nimeni nu a încercat să-i mai scoată la lumină pe acei oameni. Asta simt eu, că Mărășești a avut o involuție. Ați considerat Mărășești un oraș captiv în timp, poate? Da. Adică un produs al vremurilor sale, dar... Da, 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 da. Parcă a rămas undeva oprit într-un alt secol. Eu vă spun, amintirile mele stând... Pentru că gardul bunicilor era fix la stradă, era numărul 1, adresa lor era strada Cuza Vodă numărul 1, deci mai central de atât nu se putea locui. Stăteam la gard după amiaza și priveam cum lumea trecea elegantă și se plimba până în parc, venea înapoi, oameni de altă ținută. Bunicii mei se întâlneau în curte, veneau și se așezau și depăneau tot felul de povești și povestii, se ajutau. Dacă aduceau porumbul de la câmp, veneau, făceau clacă, culegeam nucile, totul era o atmosferă de prietenie și de ajutor. Apoi oamenii parcă s-au transformat, cel puțin tinerii care au urmat și tineri din generația mea, nu i-am văzut cu o evoluție grozavă, cel puțin. Mi-aduc aminte câțiva dintre cei care mi-au fost colegi la grădiniță, puțin dintre ei, cu puțin dintre ei mai interacționez și văd că au reușit să își depășească anumite standarde. Restul au rămas într-o plafonare. Din punctul meu de vedere, este doar părerea mea, iar cred că cea mai mare problemă a Mărășeștiului este că lumea bună a migrat. Sunt foarte mulți plecați probabil în străinătate, muncesc afară și cei care au rămas preferă să... E tocmai esența asta, cum am spus. În general, noi suntem produsul vremurilor și a locurilor din care ieșim. Și cum ați punctat, unii dintre ei au preferat să rămână închegați acolo, în acea izolare, și alții au preferat să iasă. Dar, în egală măsură, după poveștile care mi-ați prezentat, eu consider că Mărășiștul, cu opreașul ăla asta, putea reprezenta și o emblemă a mândriei. Să vă spun, pentru că eu asta spun, când privesc spre Casa de Cultură, care... N-am mai fost renovat. Vă spun ce spectacole se făceau la Mărășești. Puteai să vezi și în grădina publică evenimente. Mărășești, în primul rând, este un oraș istoric. Ceea ce ar putea să-l scoată pe el și trebuie să-l scoată pe el din anonimat este un turism istoric foarte bine dezvoltat, pentru că, practic, cred că fiecare loc din Mărășești are partea lui de istorie. Fiecare ar avea de povestit ceva despre trecut, despre străbunici, despre bunici și să știe povești istorice. Este imposibil, pentru că este un oraș încărcat de istorie. Și mai ales atâta timp cât a existat acolo acea fabrică de produse chimice, era o emblemă a țării. Nu producea nimeni clei de oase, decât acolo. Se făcea detergent, se făceau... Deci eram unica țară din Europa care făceam clei de oase. Și deci Mărășești putea să rămână o emblemă. Când
când vine vorba de raportul cu tinerii și cum să reprezentăm orașul sau istoria orașului, credeți că am putea să facem ceva pentru a-i determina să rămână în locurile lor, pentru a investi în locurile lor? Eu cred că dezvoltând un pic partea asta istorică și animând, așa cum vedem că se practică în țările din Uniunea Europeană, adică te duc și îți arată o piatră și îți povestesc o istorie în jurul ei și te duc 70-80 de kilometri doar ca să o vezi și îți creează așa o poveste frumoasă și îi cresc valoarea orașului. Același lucru Mărășeștiul trebuie să-l facă, să-și găsească esența istorică pe care să o îmbrace în povești frumoase și în așa fel să se revitalizeze. Și că se redeschide un hotel unde oamenii pot fi cazați și pot face excursii. Deci, eu cred că și dezvoltarea asta culturală implică automat și o dezvoltare economică. Ele se ajută una pe cealaltă. Cred că ceea ce ar trebui făcut și mult mai multe discuții și workshop-uri și mese rotunde, eu așa prefer să le numesc, cu tinerii care sunt angrenați încă în sistemul de învățământ, să li se vorbească foarte, foarte mult și să se găsească acei oameni în Mărășești care mai au povestioarele lor de istorie și angrenați la orele de dirigenție. L-a duc pe domnul care locuiește pe strada nu știu care și el ne povestește că bunicul sau chiar el a prins. Pentru că eu v-am spus, am auzit niște povești de la bunicii mei și de la faptul când au venit rușii și cum a spus, se ascundeau, pentru că străbunicul din partea mamei a avut vie și avea cram. Cum veneau cu baionetele și cum povești și urâte și frumoase, cum nemții le dădeau ciocolată, rușii le produceau foarte mult rău, cum le furau din case. Deci, cred că fiecare din Mărășești, cel puțin cei în vârstă, au o parte de istorie și ar putea fi folosiți foarte frumos la orele de dirigenție, încât povestindu-le copiilor să le stârnească curiozitatea. Și ar trebui de la cei mici, pentru că cei mici acum sunt încă în formare, cei mari deja și-au creat o tipologie și mai greu îi remodelezi. În schimb, dacă pornești de la clasele mici și reușești să-i angrenezi în partea asta de a-și cunoaște mai bine orașul și a înțelege importanța orașului Mărășești în trecutul istoric al țării noastre, atunci cred că putem avea și altă abordare. Dacă vă veți angrena la fel în a căuta personalitățile marcante ce au trecut poarta liceului Mărășești, o să puteți să-i aduceți, să-i invitați să vă vorbească despre foarte multe lucruri și capacități și somități pe care liceul Mărășești le-a dat. Eu cunosc din generația mamei mele, pentru că anul ăsta au sărbătorit 52 de ani de la terminarea liceului și s-au întâlnit cu chiu cu vai, au reușit să se strângă la Zaga-Zaga acolo. Sunt foarte puțini care mai locuiesc aici. S-au strâns din toate colțurile țării, de la Arad, de la București, au venit și din Italia. Adică au căutat să vină să rememoreze ceea ce a fost frumos și faptul că au plecat cu o conduită în viață, o fetă de acea școală. Deci eu cred că de undeva se poate porni în a redezvolta entitatea și empatia față de trecutul istoric al orașului. Până mai acum veni și pe partea mai pragmatică referitor la oportunități. Ați vedea o modalitate prin care să cooptăm și din punct de vedere acesta materialismul uman? Atâta timp cât autoritățile locale nu au căutat o variantă de a aduce investitori, nu au căutat varianta unor proiecte europene care să dezvolte comunitatea și au rămas într-o se poate și așa cum se poartă la noi, dar ar trebui să se uite și la alte comunități care accesează enorm de multe fonduri europene, care găsesc soluții pentru a dezvolta comunitatea și pentru a-i da o altă față. Mărășeștiul parcă a rămas într-o groapă. Nici blocurile n-au strălucire, nici casele nu mai au strălucire. Parcă totul e undeva în timp. Aici este vorba
ceea ce nu înțeleg oamenii atunci când merg la vot este că nu trebuie să te bucuri de o mică sumă pe care o primești să te convingă să mergi să votezi un lider. Trebuie să vezi în acel lider, în primul rând, un bun manager. Pentru că un primar este un gospodar și un manager. Dacă el știe să-și organizeze munca, este imposibil, mai ales acum când se dau enorm de multe fonduri europene și comunitatea ar putea fi dezvoltată, să-i aduci înapoi. Că, de bine de rău, eu văzând, că mai fiind că merg la cimitir la bunici, văd că au venit din străinătate și au făcut o casă, au căutat să facă o casă mai răsărită. Bun, se vor sătura să stea și departe, dar de atâta timp cât și-a făcut o casă. Va veni, nu va putea să intre la pensie automat și să... va avea nevoie de o activitate și atunci eu, ca și comunitate, ce trebuie să fac? Să găsesc oportunități de a-mi aduce oamenii acasă și de a-mi aduce tinerii, pentru că Mărășești este ușor, un oraș ușor îmbătrânit. Tinerii au fugit și au rămas persoanele în vârstă care nu pot să dinamizeze orașul. Dar în pofida acestei oarecum absențe destul de resimțite a administrației publice, sunt oameni totuși care prin întreprinde private sau acțiuni private au reușit, da. Considerați, uite, când vorbeam și despre o fabrică, puteți să detaliați un pic istoricul sau cum a ajuns să fie? Fabrica părinților mei este în Focșani și oamenii din Mărășești fac naveta, da. Pentru că au fost legați de faptul că tatăl meu a muncit aproape 20 de ani la Mărășești și el cunoșteau, da, și probabil au avut încredere în, pentru că am condus o unitate de cooperație acolo și rezultatele erau foarte bune și au avut încredere oamenii care au venit să lucreze. Au mers pe știți, pe latura umană. Domnule, eu am lucrat cu el, știu cum e și s-au venit unii după alții. Este important și mai știu că și la Mărășești este un brand înregistrat cu o pâine. Deci sunt oameni care au inițiativă și pot face lucruri frumoase. Dar trebuie făcut ceva nu numai la nivel micro, trebuie făcut ceva și la nivel macro. Pentru că un atelier mic nu reușește să... Și atunci undeva investiția trebuie făcută într-o parte industrială pentru a îngrena oamenii și a da salarii. Dacă ei muncesc la Focșani, când primesc salarii sau bonurile, tot la magazinul de la Focșani se duc și fac cumpărăturile. Așa, lucrând acolo, vor cheltui banii acolo. Pentru că de ce să mă mai duc? Găsesc la mine, în oraș, pot să fac aici. Cum mi-ați prezentat la început faptul că la un moment dat ați trebuit să întrerupeți această poveste cu Mărășeștiu și v-ați schimbat locația? Da. A fost o hotărâre luată a familiei să plece din Mărășești? Familia mea s-a mutat din Mărășești în anul 1980. Și eu am făcut școala la Focșani, e normal. Dar v-am spus, în ziua în care luam vacanță, domiciliul meu se mutea din nou la Mărășești și îmi petreceam toate vacanțele de vară acolo. A fost normal să ne rupem de oraș, tocmai din această lipsă de oportunitate. Dar ei și-au dorit atât de mult să facă ceva pentru comunitatea de la Mărășești, au încercat niște variante, nu au fost cele mai reușite business-uri, pentru că asta am spus, oamenii s-au schimbat și s-au lovit de niște probleme efectiv ale celor care lucrau pentru, pentru ei. Asta a fost problema umană și pentru asta au renunțat la a mai dezvolta un business în orașul Mărășești. V-ați gândit vreodată să vă reîntoarceți în Mărășești și redeschideți ceva acolo, să faci și eu? Ca business nu m-aș mai întoarce, dar ca revitalizare culturală m-aș întoarce cu mare plăcere și aș participa oricând la lucruri frumoase, la evenimente, aș crea evenimente culturale dacă ni s-ar oferi posibilitatea. Așa fel încât să bucurăm oamenii. Dar chiar și la nivel de centru cultural Vrancea, am văzut că ați întreprins de ajungul timpului Și ca și centru cultural Vrancea, eu sunt legată de fiecare localitate a Unității Vrancea și din prima zi când am preluat mandatul de manager, am trimis o adresă tuturor primăriilor să mă solicite pentru orice, că vor școli de vară, că vor evenimente, că vor
parteneriate cu noi pentru a susține. Sunt primării care ne-au solicitat, sunt primării care nici măcar nu ne-au spus că nu interesează colaborarea cu noi. Eu cu siguranță vedea Centrul Cultural ca o poartă de deschidere către diferitele comunități. Primăria Mureșești nu și-a manifestat nicio... Nu a fost mult stai prin primării. Găsim oameni destul de interactivi și la nivelul comunității. Da, noi avem nevoie să creăm parteneriate. Așa cum dumneavoastră ați creat un parteneriat cu noi și v-am pus la dispoziție locația și copiii au fost cei puținii care au interacționat, pentru că noi, în primul rând, și noi ne lovim la Centrul Cultural. Centrul Cultural a stat într-o perioadă de anonimat și de necunoaștere și acum, revitalizându-l așa în 3 luni puternic, încercăm să aducem către noi foarte mulți voluntari și oameni care să facă lucruri frumoase pentru... Dar cei puțini oameni care au interacționat cu voi în partea de voluntariat au fost foarte încântați, foarte fericiți și au spus că sunt așa niște inițiative frumoase și e păcat că lumea nu știe de ele. Și eu sunt dispusă să deschidem ușa tuturor voluntarilor și să facem multe lucruri frumoase împreună. Tot un pic spre Mureșești, cu vorba bine, cum ați vedea viitorul orașului sau cum l-ați concepe mai degrabă? Ca o formă idilică, cum ar fi pentru Mureș și viitor, cu toate aceste inițiative să fie întreprinse sau cum ați vedea? Spus, dacă mi-închid ochii, ca așa spune că cele mai frumoase lucruri le vezi cu ochii închiși, mi-aduc aminte de cât de frumos era orașul când eram eu copil. Și m-aș întoarce... Și m-aș întoarce de momentul acela. Aș vrea ca eu, când mă întorc în Mureșești, să-l iau de la momentul la care eu l-am lăsat. Și atunci poate aș vedea alte lucruri. Dar dacă vin acum, m-aș simți într-un blocaj în care n-aș vedea cum aș putea să-l animez. Vă spun sincer. Presupuneți că asta e una dintre principalele bariere pentru care mulți se găsesc. Probabil că mulți, pentru că eu îi văd pe părinții mei care sunt atunci, mama născută, crescută toată viața la Mureșești, a muncit acolo. Mă uit la ei cu câtă durere vin la Mureșești și spun, Doamne, parcă ăsta nu-i orașul nostru, nu-i orașul în care eu am crescut, în care eu m-am dezvoltat și mi-am construit. Pentru că este odată acel blocaj. Da, e și o durere profundă și o mâhnire și li se pare că nimic nu mai e din ceea ce a fost. Și probabil că, ca și ei, și eu, cum v-am spus, eu prefer să iau orașul din momentul în care închid ochii și îl revăd, poate sunt mulți alții care trăiesc același lucru. Simt că dacă ajung în mijlocul orașului și ar dori să pornească ceva, n-ar ști efectiv care să fie punctul zero. Dar așa, într-o recapitulare scurtă, cum a spus, cooptarea tineretului și redeschiderea în el a așa numitei conștiințe a locurilor de origine. Da, asta ar prin tot felul de activități culturale. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, un mare câștig pentru orașul Mureșești. Animarea și revitalizarea prin cei tineri. Da. Merg un paralel, cum ați punctat dumneavoastră, cu așa numita intervenție de ordine economic pragmatic pentru revitalizarea vieții acestei economice și reinvestirii în comunitate. Spuneți-le celor de la școli să facă parteneriate cu cei care sunt speaker de dezvoltare personală, dezvoltare economică, să învețe să discute despre... Eu lucrurile astea le-am învățat de la copiii mei. Eu am copii de la vârsta... un copil în clasa 12, o fată la facultate. Și s-au lovit de toate lucrurile astea și îmi spuneau că în alte orașe mari sunt hub-uri unde se întâlnesc, discută despre o carte, despre engleză, despre un film, despre orice altceva. Și este vorba despre deschiderea pe care fiecare înțelege să o dea vieții. Noi vă mulțumim pentru că ați participat la acest interviu. Și eu vă mulțumesc. Dacă în încheiere mai aveți un cuvânt ceva de spus, vă rog. Mi-a plăcut foarte mult să lucrăm cu voi și îmi doresc să dezvoltăm proiecte frumoase în continuare. Dacă la nivelul orașului Mureșești mă doriți într-o echipă, cu mare drag și cu toată deschiderea voi fi alături de voi în proiectele voastre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!